Joi, Sindicatul Național al Penitenciarelor din România va protesta în fața sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor ca urmare a nerespectării ultimatumului stabilit de sindicaliști pentru plata integrală a drepturilor salariale restante de 8 luni. Aceasta nu este însă singura nemulțumire a angajaților din penitenciare. Revendicările vin din toate zonele de activitate, dar cele mai grave probleme sunt cele legate de deficitul de personal, care a condus la acumularea de ore suplimentare nerecuperate și concedii de odihnă restante din 2014. De asemenea, misiunile operative de escortare, supraveghere și pază a deținuților reprezintă un risc enorm pentru cadrele din penitenciare, iar până acum nimeni nu a luat nicio măsură. Ministerul Justiției, precum și Administrația Națională a Penitenciarelor, nu iau în calcul aceste probleme pe care le avem. Refuză dialogul și au o atitudine sfidătoare la adresa personalului din penitenciar. În ceea ce privește penitenciarul Giurgiu, problemele sunt multiple, însă cele mai grave țin de deficitul de personal, care se ridică la 40% în sectorul operativ, și de lipsa protecției cadrelor, care sunt amenințate, terorizate și chiar agresate de către deținuții, care au ajuns să aibă mai multe drepturi decât angajații. O altă problemă este vorba de autoritatea angajatului asupra persoanei private de libertate. Tot din cauza legislației care permite acest lucru, autoritatea angajatului a scăzut aproape la zero. Penitenciarul Giurgiu are un număr de 1400-1500 de deținuți, aproximativ. Este un număr care fluctuează de la o săptămână la alta. Suntem în sectorul operativ 150-170 de angajați. Se lucrează la limita de risc pentru personal. Efectiv la limita de risc. Să lucrez cu un angajat pe o secție, cu disimul, este o problemă pe care exterior nu o înțeleg. Dar dacă ar intra un pic în interior, ar înțelege cu adevărat la ce ne referim. Pentru că nici Ministerul Justiției și nici Administrația Națională a Penitenciarelor nu au reacționat la doleanțele angajaților din sistemul penitenciar, joi 13 august sindicaliștii vor protesta în fața sediului Administrației Penitenciarelor, zi în care toți salariații din penitenciare vor purta banderole negre în semn de doliu pentru pierderea demnității unei profesii.